Bună și bine v-am regăsit! Este sfârșit de an și aveam de gând să filmez clipul acesta în decembrie, dar pentru că am foarte multe idei și lucrez la niște clipuri foarte interesante pentru luna decembrie, am zis să încep de acum, până la urmă mai sunt câteva zile din luna noiembrie și gata, vine iarna. Vreau să vorbim despre parfumuri pe care le-am descoperit anul acesta și care nu mi s-au potrivit, nu am rezonat cu ele, nu le-am înțeles poate. În niciun caz nu vorbim aici despre parfumuri care, cum să zic, au mirosit rău sau m-am îndoit de calitatea lor, nu. Nu au fost parfumuri de o calitate îndoielnică, pur și simplu am renunțat la ele pentru că nu am rezonat și vă recomand cu mare drag să le testați, să le dați o șansă, chiar dacă voi le vedeți în clipul acesta. Voi începe cu parfumul Haptic de la Dramatic, am început cu bâlbea așa de la primele minute ale clipului. Ei bine, Haptic este un parfum cu o deschidere cremoasă, o deschidere tropicală, un cocos cremos, fructat, chiar mi-a plăcut foarte mult deschiderea. Da, uite, și ăsta este un motiv pentru care am renunțat la multe dintre aceste parfumuri, pentru că le-am cumpărat blind și nu se face așa ceva și pentru că mi-am creat alte așteptări și nu se face așa ceva din nou, dar știți cum se întâmplă dacă îți comanzi un parfum blind, te uiți prin note, asculți recenzii și îți faci niște idei despre cum ar mirosi acel parfum. Tu știi exact cum miroase când îl comanzi și când vine, bineînțeles că nu este așa, mai ales la parfumurile de nișă, nu prea e de cumpărat blind. Și la cele arăbești. Și la cele arăbești e un pic complicat când vine vorba despre note și imaginație. Ei bine, ce nu mi-a plăcut la parfumul Haptic este faptul că se ducea foarte mult în bacara ruj. Să știți că mi s-a părut că seamănă puțin și cu un parfum de la Floraicu. Mi s-a părut că seamănă puțin cu el. Nici acel parfum nu m-a dat pe spate, chiar dacă el a fost super lăudat și peste tot. Nu m-a dat pe spate parfumul acela, nu este chiar genul meu de parfum, nu știu ce m-a deranjat în Haptic, am găsit asemănări cu acela, nici pe acela nu l-am îndrăgit prea tare. O să vă scriu pe ecran parfumul de la Floraicu, pe care toată lumea îl iubește. Na, nu mi se potrivește mie, nu neapărat că miroase rău, că nu miroase rău niciunul și nici Haptic. Haptic este un parfum foarte frumos și vă recomand să le testați toate pe care le vedeți în clipul de astăzi, trebuie să le testați înainte pentru că chiar e vorba despre preferințe și despre așteptările pe care mi le-am creat eu atunci când am comandat aceste parfumuri. Și mi se pare că Haptic se mai duce și în zona lui Cloud de la Ariana Grande și în zona lui Baccarat Rouge, înțelegeți. Ambroxanul acela cred că m-a deranjat, dar da, de asta am renunțat la Haptic, pentru că nu mă așteptam nici o secundă ca acesta să se ducă în zona de Cloud, mai ales că eu am avut Cloud în colecție și am renunțat la el, pur și simplu la un moment dat m-am săturat de parfumurile care au ceva din Baccarat Rouge. Trecem la următorul parfum, singurul parfum pe care l-am cumpărat de la Moresc, nici nu cred că ați apucat să-l vedeți pe canal pentru că a plecat imediat. Deși cred că trebuia să-i mai dau o șansă, dar mai am în colecție ceva care se duce în zona aia și parcă e mai potrivit pentru mine. De asta am și renunțat mai repede. În general, dacă îmi comand blind un parfum care seamănă cu un altul din colecția mea, să știți că renunț. Pentru că vreau diversitate, vreau arome diferite. Ok. Scarlet Rouge de la Moresc este un parfum feminin, este un parfum pudrat, mi se pare un parfum elegant. Scarlet. Eu cred că pe Scarlet Rouge nasul meu nu a vrut să-l simtă cum trebuie, nu, pur și simplu nu i-a dat voie să se dezvolte acelui parfum pentru că îl am dat unei iubitoare de parfumuri care îl adoră. Deci
nu vă luați după mine când vine vorba despre Scarlet Rouge, pentru că eu cred că nu ne-am înțeles pur și simplu, cred că nasul meu nu a vrut să-l simtă, pentru că nu, n-am simțit că se dezvoltă, l-am simțit destul de slăbuț, dar mi s-a părut că se duce în zona lui Jo Malone, Scarlet Poppy. Să zic un pic că a vrut să se ducă în zona aia? A vrut să urmeze trendul? Foarte, foarte posibil, nu știu. Dar am în colecția mea parfumul de la Jo Malone, care v-am mai spus că mă duce cu gândul la catifea, roșie, vișinie, la ruj roșu, la o ținută elegantă, la fel, același vibe mi-a dat și Scarlet Rouge. Deci este pe acolo. De la Moresc aș vrea să testez, aș vrea să-l cumpăr, de fapt, pe Regina. Da, e superb, l-am testat la un moment dat și mi-a plăcut mult, dar nici nu mă iau după prima testare în magazin. Aș vrea să-l mai testez odată. Trecem mai departe la un parfum pe la care am renunțat pentru că nu a fost ce voiam eu să fie și nu este chiar genul meu de parfum, dar pot să apreciez un parfum bun, calitate, prezentare, este vorba despre Panettone de la Milano Fragranze, un alt parfum pe care l-aș fi ținut în colecție și îmi pare rău de el, dar cu siguranță nu l-aș fi purtat prea mult. Nu este genul meu de gurmand. Este un parfum pentru perioada rece, inspirat dintr-un desert tradițional de Crăciun în Italia, panettone, și are ca și note portocală amară, ghimbir, mandarină, semințe de morcov și davană. Deci cumva e citric, un pic fresh în deschidere, nici nu mi-l mai amintesc prea bine. Avem în mijloc rom, imortelă și marigold, deci avem și o parte floralo-aromatică așa și avem o bază de vanilie și buckwheat, nu știu exact ce e asta, tot așa niște ierburi. Nu, pur și simplu nu mi s-a potrivit, dar din nou vă spun, este un parfum de calitate, este altceva, deci dacă voi căutați un parfum altfel, nu am mai mirosit ceva în zona asta, dați-i o șansă, testați-l pentru că este minunat, asta vă asigur, dar nu e de luat blind și de asta am și renunțat la el pentru că mă așteptam să fie altfel, mă duce un pic cu gândul la pâinică cu lapte, dar nu foarte clar, pentru că el are și niște flori aromatice, mă rog, un pic spicy, un pic dulce, ca o pâinică așa cu lapte, un pic uscat mi s-a părut, da, ciudat pentru mine, da? Nu era ceea ce căutam eu. Trecem mai departe la parfumurile cu mango. A fost o nebunie cu mango anul acesta, vara trecută. Eu nu sunt înnebunită după mango, nici ca fruct. Bineînțeles că am fost și eu influențată, chiar dacă știam că nu îmi place prea mult această notă în parfumuri. Mi-am cumpărat parfumurile pentru că, ce credeți, erau populare și poate că eu sunt influențată de 1000 de ori mai mult ca voi, pentru că eu și urmăresc foarte mult ce parfumuri sunt populare, bineînțeles caut și idei, să mă inspir sau să... Pur și simplu mă interesează noutățile, mă interesează parfumurile populare, mă interesează recenzii, pentru că ce să vedeți, și eu cumpăr, ca și voi, și am vrut și eu mango, mai ales Ajaib Dubai și leșinam dacă nu-l aveam. Nu-l mai am în colecție nici pe el. Îl mai am pe Mango Bliss. Sunt două parfumuri, dacă am înțeles eu bine, inspirate din același parfum, dar mie mi s-au părut diferite. Foarte bune, amândouă de altfel, dacă vă place mango. Eu mi-am dat seama că îmi place, dar nu prea întind mâna după ele și n-are rost să rămână la mine. Ajaib Dubai mi s-a potrivit un pic mai mult pentru că era ceva mai dulce acel mango, avea și o parte lemnoasă, are în continuare, iar Mango Bliss mi se pare un parfum
unisex, un pic mai masculin. Deci, dacă un bărbat este încântat de nota asta în parfumuri de mango, vrea un parfum cu mango, ceva mai complex, lemnos, puternic, Mango Bliss, da, mi se pare mai bărbătesc. De aceea am și renunțat și la el, pentru că pentru mine este un parfum puternic și frumos, dar un parfum mai masculin. Masculin pentru mine. Bretoncaholic de la Ace Strike The Notes este un parfum lansat anul acesta. L-am primit, l-am testat, nu a fost ce mă așteptam eu, l-am mai ținut. Nu, a stat la mine doar câteva zile, pentru că v-am spus, deși știu că ar trebui să le dau mai multe șanse, eu în momentul ăla voiam altceva. Și bineînțeles că dacă nu renunți, atunci rămâi cu toate și nu ai cum să ai toate parfumurile astea într-o casă. Deci am renunțat la el pentru că pur și simplu ceva mă deranja în el, mi s-a părut prea puternic. Desigur că și el este un parfum de calitate, este un parfum puternic, este un parfum foarte cald pentru perioada rece, și vanilat, și ambrat, lemnos, bazat pe nota de tonka bean, pe boabe de tonka, dar pentru mine a fost un pic prea mult parfumul. Din nou, vă recomand să-l testați, pentru că merită să-l testați. Dar am găsit o variantă mai potrivită pentru mine, un parfum mai echilibrat și cald. Tot așa în zona aia, este vorba despre Lariz Absolue de la Arabiat Prestige. Deci, parfumul acesta m-a făcut să-mi doresc să testez mai multe parfumuri de la Arabiat Prestige, pentru că este de calitate superioară, ca să zic așa, față de alte parfumuri arabești. Și Lariz Absolue este tot așa cu boabe tonka, tot așa un parfum cald, vanilat, dar mai echilibrat, pentru că în Tonkaholic ceva ieșea prea mult în evidență și mă deranja. Acum nu știu dacă la fel s-a întâmplat și cu el și nu i-am dat prea multe șanse, dar îl am pe Lariz Absolue, care mie mi se pare mai bun. Pentru mine, Lariz Absolue este mult mai frumos. Și trecem la un alt parfum de la Carner Barcelona, un parfum pe care voiam neapărat să îl testez. Eram sigură că o să-mi placă și că o să mă nebunească. E vorba despre Palo Santo, un parfum cu rom și artemisia în deschidere. În mijloc, lapte, lemn de guaiac, tonka și o bază de vanilie, santal și vetiver. Nu am putut să trec peste deschidere. Nu am putut. Da, se dezvoltă frumos, devine cald și dulceag și plăcut. Este numai bun de purtat în perioada rece, dar deschiderea aceea de rom și artemisia pe mine mă ducea cu gândul la țuică. Deci nu am putut să trec peste acea deschidere. Din nou, mi se pare că ar fi mai potrivit pentru un bărbat parfumul acesta. Acum, desigur că fiecare are limitele lui și eu am acolo la mijloc o liniuță. Dacă trece peste, deja e prea masculin. Un alt parfum pe care l-am cumpărat blind și care credeam că o să fie parfumul verii mele este Vanilla Vibes de la Juliet Has a Gun, care atunci când a venit am fost foarte dezamăgită. Deci de parfumul acesta chiar pot să spun că am fost dezamăgită. În primul rând, nu este un parfum intens. Este foarte aerisit așa și de vară, bineînțeles că e și ok să fie așa, pentru că vara ai nevoie de parfumuri mai light. Dar acesta mi s-a părut prea light. Nu port eu cele mai ușoare parfumuri vara, deci dacă vă plac parfumurile foarte ușoare, încercați-l. Are în deschidere sare, în mijloc are vanilie,
orhidee și în bază are tonka, mosc, santal și benzoin. Nu știu ce să zic despre el. Mă așteptam să fie mai vanilat. Nu, nici baza nu pot să zic că am simțit-o așa cu babeton, ca să fie măcar ceva mai cald. Nu mi-a plăcut parfumul acesta, chiar nu mi-a plăcut și am renunțat imediat la el. Un alt parfum la care am renunțat pentru că mi s-a părut că este destul de masculin și da, se dezvolta frumos și puteam să-l port și eu, doar că eram sigură că nu o să întind prea mult mâna după el. Este vorba despre Boisicar de la Atelier de Zor. Îmi place foarte mult această casă, dar parfumul acesta se ducea înspre masculin și mai e ceva. Deschiderea este una ciudățică. Ciudățică. Deci chiar trebuie testat înainte, chiar și de către bărbați, pentru că există varianta să nu vi se potrivească nici vouă. Pentru că deschiderea e ciudățică. Cineva spunea foarte bine că în deschidere miroase puțin a barbecue. E adevărată treaba asta, da. Am văzut comentariul acela și m-a făcut să râd pentru că mi se părea cunoscut mirosul, dar nu știam de unde să-l... Da, nu, aș putea să spun că a chipsuri din acelea cu barbecue. Așa miroase în deschidere, dar se dezvoltă frumos, lemnos. E un parfum cu tutun, cu styrax, frunze de tutun, vetiver, mă rog. Și ultimele două parfumuri despre care vreau să vă povestesc au ceva în comun, le am în colecție și o să le păstrez în colecția mea pentru că eu cred că este ceva de moment, că este vorba despre niște preferințe de moment. Sunt niște parfumuri despre care nu pot să spun că îmi displac, dar purtate nu mă impresionează și nu neapărat că nu mă impresionează, mă deranjează ceva și mi se pare că au ceva în comun. Am mai întâlnit parfumuri cu aroma asta. Am încercat să mă păcălesc, să mă mint singură că sunt ok, că o să le port. Îmi plac, dar nu știu ce, dar mă deranjează ceva în aceste două parfumuri și hai să vorbim întâi despre Jo Malone Dark Amber and Ginger Lily, colonie intens. Știți cât rămâne mirosul ăsta pe haine? Doamne, deci l-am simțit în dulap. Am băgat o bluză în dulap și am simțit parfumul ăla mult timp acolo. Parcă atunci când îl port, nu mai scap de el. Și parcă simt nevoia să scap de el. Deci ceva mă deranjează, nu știu ce, o să ne uităm la ambele parfumuri, să vedem ce au în comun. Poate lemnul acesta de santal, aroma care este aici, pentru că mie îmi place foarte mult lemnul de santal, sau combinația de note. E cam întunecat, cam întunecat și cam bărbătesc, dar îl păstrez în colecție pentru că posibil să-mi placă la un moment dat. Voi știți că noi avem toane din astea. Are ghimbir, cardamom și piper în deschidere. În mijloc are nufăr, orhidee, iasomie și trandafir. Și în bază are santal, ambră neagră, tămâie, chiara, paciuli și piele. Da, mă, o fi pielea asta combinată cu ambra asta neagră, întunecată, așa mi se pare. Și cu lemnul ăsta de santal care... Nu știu ce să zic, nu știu ce mă enervează în el, că îmi pare și rău, v-am zis că am încercat să mă păcălesc singură, că o să-l port, că o să-l port și de câte ori îl folosesc vreau să scap de mirosul ăla, că nu, momentan nu mi se potrivește. Și în general când vă povestesc despre parfumuri, vorbesc despre prezent, nu știu, poate la un moment dat o să-mi placă, nu mai zic niciodată, pentru că așa ziceam și despre Shalimar. Acum 2 ani aș fi zis, Doamne ferește, nu o să port în viața mea așa ceva. Și acum îl ador, adică nu. Când vine vorba despre parfumuri, nu trebuie să spunem asta, pentru că preferințele se schimbă. Și următorul parfum... care la fel, care seamănă, mă duce foarte mult în zona asta de dark amber și de
izul acesta lemnos din Dark Amber și este vorba despre Sacred Wood de la Chilie. Deci, l-ați văzut recent într-un haul. Ăsta este și mai milky, cumva, este un lemnos mai lăptos, mai cremos. L-am pus eu într-un decant pentru că am sticlă de din asta refill, da? Lemn sacru de la Killian, ce să vezi? Arată pe fragrantica că este asemănat cu Versace Crystal Noir. Mhm. Dar e mai frumos Versace Crystal Noir, mai feminin și mai sexy. Ăsta e un lemn milky cumva, dar parcă și cam uscat totodată. Am încercat să-mi placă, uite, din tot din zona asta de miros este și Gris Charnel, care îmi place mai mult. Are ambretă, semințe de morcov în deschidere și piper roz. În mijloc are santal, lapte, amiri, copahu balm, elemi și alte condimente. Iar în bază avem tolu, tămâie, santal de misoare, ambră. Eu acum vă citesc așa pentru că traduc din engleză, că eu am fragrantica în engleză. Da, pare că e ceva mai balsamic, mai rășinos, dar nu mă deranjează asta. Pe mine mă deranjează, ia să dau pe mână că o să-l simt iar toată ziua. Pe mine mă deranjează, e mai spicy acesta în deschidere. Pe mine mă deranjează exact aroma aia de un lemn, o aromă lemnoasă, momentan nu este pentru mine, chiar dacă este mai nou în colecție. O să-l păstrez, o să le păstrez pe cele două, pentru că foarte probabil la un moment dat o să mă îndrept înspre ele. Asta pentru că nici nu-mi displac. Pur și simplu în perioada asta mă îndrept înspre parfumuri ceva mai cozy, gurmande, dulci, feminine, lemnoase, cremoase. A fost un video destul de lung, sper că v-a plăcut. Astea sunt parfumurile cu care eu nu am rezonat anul acesta. Poate că la un moment dat o să mă îndrept din nou către ele și o să le mai testez și poate că o să-mi placă. V-am spus că preferințele se schimbă. Bineînțeles că urmează și un video cu parfumurile descoperite în 2024 care mi-au plăcut foarte mult și pe care vi le recomand mereu, le mai vedeți în clipurile mele, dar chiar vreau să fac un video doar cu parfumurile descoperite în 2024, alea care m-au dat pe mine pe spate, ca să vorbim așa, direct. Alea care m-au înnebunit și care au factorul wow. Cam atât pentru astăzi. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să-mi lăsați un like, să împărtășiți cu prietenii voștri clipurile mele și spuneți-mi în comentarii 2-3 parfumuri sau chiar și un parfum care v-a dezamăgit, un parfum pe care l-ați cumpărat blind și pur și simplu nu v-a încântat. V-am pupat! Pa, pa!